Un copil încăpățânat nu înseamnă neapărat un copil rău. De fapt, asta vorbește despre faptul că el își dezvoltă propria personalitate și își manifestă propriile dorințe și necesități. Haideți să ne imaginăm situația că vorbit cu cel mai bun prieten și din anumite motive el nu vrea să facă ceea ce cereți. Care o să fie reacția dumneavoastră? Cel mai probabil o să verificați care e motivul sau o să-i respectați dorința. Corect? În relația părinte-copil lucrurile stau diferit pentru că părintele este autoritate, iar copilul e cel care trebuie să asculte. Și dacă copilul nu ascultă, părintele percepe ca fiind încăpățânat. Dar de fapt, asta e pur și simplu un element de barieră. E elementul în care copilul spune, astea sunt granițele mele, eu am nevoie de asta. Este doar un indicator pentru părinte. La vârsta de 3 ani este criza eu singur, unde copilul are percepția că el deja este suficient de matur să facă anumite lucruri și în momentul în care sunt anumite lucruri care el poate să le facă, dar adultul le face pentru el, cel mai probabil o să se manifeste elementul de încăpățânare, care de fapt vorbește despre o dezvoltare psihologică în normă. Da, cazul clasic este când părintele se grăbește la grădiniță, repede îl încalță pe copil și copilul face isterie, nu vrea să descalță, pune încălțămintea frumușel, acolo nu era, ia încălțămintea și se încalță singur. Da? E încăpățânare? Nu e încăpățânare. Este un element de dezvoltare, da? O dorință de autoafirmare, putem să spunem așa. Regula de bază a părinților este să răspundă de securitatea fizică a copilului. Da? Noi trebuie să-i permitem lor să dezvolte și să exploreze, dar totodată sunt anumite aspecte legate de lucrul la priză, da, sau aspecte legate de aragaz, sau dacă vrea să iasă în stradă, unde este riscul de automobile, acolo părintele trebuie să intervină și să explice. Da? Pentru că copilul mereu o să intre în luptă de putere cu părintele, copilul mereu o să vrea să facă ceea ce își dorește, dar fiind mic, neavând încă abilitatea de dezvoltare a gândirii abstracte, care se dezvoltă abia începând cu 11 ani, el nu este conștient de unele consecințe. Da? Dacă el fuge cu bicicleta în stradă, el nu este conștient că poate să fie lovit de un automobil. Și aici intervine rolul părintelui. Este responsabilitatea părintelui pentru securitatea vieții. Și acolo este o puternică presiune pe părinte. De asta unii părinți ajung să fie hiperprotectivi. Da? Iată de ce. Noi, în calitate de părinți, trebuie să fim consecvenți în ceea ce privește anumite reguli. Da? Noi trebuie să le permitem o anumită libertate, dar totodată trebuie să fie în cadrul anumitor norme.